Ana a trimis o fotografie simpatică foc și s-a înscris cu ajutorul soțului, cred, în concursul nostru pe neața.1.ro. Iată. Și acum este în legătură cu noi prin Skype. Bună, Ana! Bună, Neața! Cum te cheamă numele de familie? Furtună. Și te reprezintă? În mare parte, da. Aole, săracul soț. Când începe furtuna? Ana, câți copii ai? Am un băiețel de un an și 9 luni și un băiețel de o lună. Vai de mine! E proaspătă treaba! Da, da. Mai vrei copii? Vreau încă o fetiță. Am 3. Măi, eu cred că vă place procesul de... Nu vă mai puteți opri. Cum se numesc băieții? Ianes și Radu. Foarte bine. Simt la tine un accent de... De republică, da. Ia poftim. De cât timp ești în România? De vreo 8 ani. Și n-ai scăpat de accent? Oare de ce? Nu prea, că... Cam toți prietenii sunt de acolo. Am înțeles. Spune-mi, te rog, care e programul tău într-o zi obișnuită de vineri, având în vedere că ai și un bebe acasă? E cam aglomerat, dar reușesc. E dimineața îl trezim pe cel mare, îl îmbrac și îl trimit la grădi, că umblă la creșă. Da. După care am grijă de la micul, păpăm, ne schimbăm, dormim. Ne uităm, și ne uităm la televizor un pic la Neața. Da, asta e automat, pornim. Am înțeles. Câți ani ai, Ana? 26. Mulți înainte. Când ți-a spus ultima oară că ești foarte frumoasă? Să fii sinceră cu mine. Aseară mi-a zis. Azi dimineața nu m-a văzut, n-a reușit să mă vadă ca plecare. Dar ți-a zis aseară. Da. Am înțeles. Ai cafea la dispoziție? Eu mi-am făcut o cafea, am reușit. Cum bei cafeaua? Cum o beau. Cum îți place cafeaua? Simplă, fără lapte, doar un pic de îndulcitor. Foarte puțin. Foarte puțin. Fiartă, da. La ibric sau la expresor? La ibric. Am înțeles. Ana, bem prima cafea pe ziua de astăzi împreună? Sigur. Te rog să te duci pe... Ai un colțar, o canapea? Da. Du-te în spate pe colțar, pe canapea. Așează-te, da, în cel mai... relaxat mod posibil. Dar am zis că mă pricep. Am un ochi. Întreabă pe doamna iepure de unde este, unde e montată camera. Cine? Nu iepure, o cheamă? Nu, o cheamă Furtună. Ah, că mă lăi. Ana, următoarele minute sunt dedicate. Să îți meargă bine ziua, să ai un weekend frumos. Zim dacă te-ai pregătit de Moș Nicolae. Încă nu caut o cizmă mai mare. Ai numai cizmulițe mici, am înțeles. Nu, avem noi mici, da. Avem cea mai mare cizmă de operator. Dă-mi și mie, Daniel, cea mai mare cizmă de operator. Atunci să o promu și eu. Da, nu, noi zicem așa pentru că filmează ca o cizmă, de aia. E el în sine, Luci. Să depășim acest moment. Ana, ai văzut inelul? Da. Ce bijuterii porți în mod normal, curent? Ce bijuterii ai? Descrie-mi. E inelul de cununie și de logodnă. Ăla de logodnă și ăla de cununie. Pot să întreb cât timp, ce distanță în timp este între inelul de logodnă și cel de cununie? Un an. Un an. Ia auzi, l-ai ținut în probe, ce ai făcut? A jucat calificările, săracul. Pe da. Ana, avem inelul pentru tine. Este o piesă interesantă, vine de la bijuteriile Taylor și o să vă vorbesc mai multe lucruri atât despre el, cât și despre magazinul online de pe site-ul bijuteriei Taylor. Important este să știi că ți se potrivește. Știți că mi se potrivește la perfecție. Te pupăm, Ana, să ai o zi minunată. Mersi, vă pup și eu. Flavia este la...